În acest weekend a fost înregistrat un record de vaccinare anticovid în județul nostru. Prefectul de Hunedoara a afirmat că la centrul drive-thru din Deva au fost doar duminică în jur de 800 de persoane, cel mai mare număr înregistrat de la începerea campaniei de vaccinare din județ de la finele anului trecut, Călin Marian mai susținând că doar așa se poate reveni la normalitate. Da, am fost plăcut surprins că în weekend am avut record după record în ceea ce privește vaccinare. Nici o altă zi de când a început pandemia și de când a început vaccinarea din 31 decembrie 2020 nu s-au vaccinat atâtea persoane ca și ieri, de exemplu. Am avut la drive-ul de vaccinare peste 800 de persoane care au venit să se vaccineze și plus în celelalte 10 centre de vaccinare efectiv s-a stat la coadă ca să se vaccineze. Este un moment, să zic eu, de fericire, în ghilimele, pentru mine, că totuși lumea merge să se vaccineze, s-a conștientizat că nu există altă soluție decât vaccinarea ca să putem să intrăm în normalitate și să ne vedem de viață. Prefectul Călin Marian a mai menționat că s-au reluat caravanele mobile de imunizare în zonele rurale din județ, iar în privința prezenței masive a populației la centrele de vaccinare a admis că acest lucru se poate datora și impunerii restricțiilor care au intrat în vigoare de astăzi. Acum, odată cu venirea restricțiilor, s-ar putea unii oameni și să se vaccineze ca să poată să intre în magazine, să intre în instituții, să poată să circule, dar până la urmă ne interesează că lumea se vaccinează și sistemul sanitar nu se mai pune așa mare presiune pe el. Este vorba de câteva mii de oameni care s-au vaccinat în acest weekend și continuăm, după cum ați văzut, și acele campanii de vaccinare în spațiu rural. Am avut în weekendul acesta la Peștiș și la Vața de Jos. Urmează să facem și în weekendul următor în alte comune ale județului Hunedoara. Legat de vaccinarea din weekendul recent încheiat, mai trebuie remarcat un lucru. Duminică 24 octombrie s-au împlinit 6 luni de când funcționează centrul drive-thru din Deva, primul de acest fel din țară, iar cei care îl deservesc doresc ca activitatea acestuia să fie una de o durată cât mai scurtă.